momentul în care transmiterea va fi comunitară în, și în țara noastră. Din ce ați observat, care sunt simptomele pe care le întâmpină cele mai multe persoane care sunt infectate cu Omicron? De obicei sunt aceleași simptome ca la infecțiile virale banale. Durere în gât, febră, superbilități, dureri de mușchi, de oase, dureri de cap. Toate aceste semne greu să fie identificate ca infecție cu o tulpină Omicron, pentru că în această perioadă există și viroze banale, există și gripă, și astfel că doar prin test specific PCR poate fi, sau test rapid, poate fi identificată această boală. De aceea recomand ca persoanele care prezintă astfel de simptome, primul gest pe care trebuie să-l facă să se izoleze, ca să nu contamineze și pe alții. Dacă în 2-3 zile evoluția nu este mai bună, trebuie să se testeze, pentru că dacă sunt testați și diagnosticați în prima săptămână de boală, există terapii foarte eficiente pentru persoanele care au risc de a face boală severă. O mare problemă în valul 4 a fost faptul că oamenii au așteptat foarte mult până să se adreseze spitalului, până să meargă la spital. Acum, cu aceste simptome oarecum asemănătoare cu cele ale răcelii banale, cred că va fi o și mai mare problemă. De aceea trebuie să informăm corect oamenii. Oamenii trebuie să fie informați, pentru ca să știe că există soluții, dar aceste soluții sunt doar în situațiile în care diagnosticăm rapid această boală. Dacă continuăm acea practică de a merge la spital doar în momentul când nu mai respirăm, de cele mai multe ori stăm la forme severe și este tardiv. Este o soluție testarea înainte de a merge în vizită la persoanele apropiate? Putem face, dacă sunt persoane cu risc și suntem responsabili, putem să ne testăm, să vedem dacă suntem negativi și atunci să ne vizităm. Ar fi un gest foarte responsabil din partea cetățenilor. Așadar, alături de acest mesaj, un mesaj pentru telespectatori, pentru români, este să fie prudenți, să nu se aventureze, să nu meargă, eu știu, în locuri publice foarte aglomerate în această perioadă, nu? Să petreacă în familie, în cerc restrâns. Da. Acesta este mesajul și mesaj care, de fapt, în toată Europa civilizată este transmis în preajma acestor sărbători, tocmai ca să se evite extinderea pandemiei și creșterea numărului de cazuri care să nu mai poate fi controlat și să pună mare presiune pe sistemul de sănătate. Cu atât mai mult cu cât, din păcate, în România rata de vaccinare este mică și se știe că pacienții sau persoanele care au 3 doze de vaccin, deci au vaccinul plus booster, sunt mult mai bine protejate pentru acest tulpin Omicron decât persoanele care sunt vaccinate cu una, două doze sau chiar deloc vaccinate. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile.